Bună seara, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Copaci doborâți, acoperișuri smulse și fire electrice rupte a lăsat în urma sa vântul care și-a arătat astăzi forța. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Viorel Mardare a fost depus în această seară la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, unde toți doritorii își pot lua rămas bun de la regizor. De mâine intrăm în postul Paștelui, așa că astăzi bisericele din capital au fost pline de înnoiași veniți la slujba din Duminica Iertării. Un avion cu 157 de persoane la bord s-a prăbușit în Etiopia. Supraviețuitori nu sunt. Vântul care a suflat astăzi cu putere a lăsat pagube în urma sa. Mai mulți copaci au fost scoși din rădăcini, iar unul a căzut peste o mașină, avarind-o grav. Rafalele au rupt fire electrice, iar o parte din acoperișul unui bloc din sectorul Râșcani a fost luată pe sus de vânt. Toți șoferii care ajungeau pe strada Braniștii din sectorul Râșcani au fost nevoiți să se întoarcă din drum. Și asta din cauza unui copac imens căzut în mijlocul carosabilului. У нас такая, как говорится, служба, что не следят за порядочком. Вот и все. Назад вернемся по кругу. Я кала Рышкановка, тот лângă мене кикат букади копак. Таман трещем drumul și бах lângă мене букади крангă. La fața locului au venit și muncitorii de la Lumtech. Noi suntem cu semafoarele, ne ocupăm, avem cabluri jos aici. Atât. Așa. Și asta ce înseamnă? Că nu lucrează semafoarele sau ce? Un semafor nu lucrează. Care? Acesta, la Rusodimo. Acest băiat a văzut momentul în care arborele a fost doborât de vânt. M-am uitat în fereastră și am văzut că se aude un scârție și brusc a căzut un copac. Dar era o mașină mai la vale acolo și aproape a căzut peste ea. Acest copac de câteva zeci de metri s-a rupt de la rădăcină, care este putredă. Arborele a atras după el și firele electrice, iar ca să treci pe aici trebuie să-l înconjori sau să-l pășești. Iar pe bulevardul Moscovei, o parte din acoperișul unui bloc a fost luată pe sus de vânt. Bucata imensă de metal a căzut peste un automobil parcat în zonă, iar salvatorii au intervenit pentru a o înlătura. Priveliștea era dezolantă și în curți. Această femeie și-a lăsat mașina parcată lângă casă, iar la un moment dat a văzut cum vehiculul este strivit de un copac. Am venit chiar numai bine de la biserică și am intrat în casă, peste 5 minute a căzut copacul. Cât o să vă coste să vă reparați? La 10.000. Un alt copac a fost smuls din rădăcini pe strada Aleco Ruso. Că e periculos, ne stăruim să ne ținem mai departe de copaci. Oricum asta nu ne oprește să nu scoatem copiii la plimbare. Tot pe aceeași stradă, un indicator a fost pus la pământ exact la intersecția unde semaforul nu lucra din cauza firelor rupte de vânt. Așa că atât mașinile cât și oamenii circulau haotic. Șeful de la Spații Verzi ne-a spus că muncitorii intervin pentru a curăța drumurile de arbori și crengile căzute. Codul galben de vânt emis ieri de meteorologi rămâne valabil până mâine, când sunt prognozate ploi în nordul și sudul țării. Maxima zilei va fi de 17 grade. Un copil de 4 luni din satul Scoreni, raionul Strășeni, a murit ieri la Institutul Mamei și Copilului din capitală. Medicii nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne spune din ce cauză. Mama micuțului ne-a declarat că bebelușului i s-a făcut rău și a chemat ambulanța. Vecinii însă susțin că acesta ar fi fost lăsat acasă fără supraveghere. Mama copilului ne-a povestit că bebelușului i s-a făcut rău vineri după amiază. Copilul ca în fiecare zi a mâncat, a dormit, s-a sculat, iar a mâncat, s-a jucat și într-un moment dat s-a prins amvineță pe față, ambulanța a venit tare repede, ne-am dus în spital la Strășeni. La Strășeni nu a avut ce-i face în reanimație, am fost transfermați cu salvarea la Chișinău. Femeia spune că s-a întors în aceeași zi în sat ca să ia de acasă haine și hrană pentru copil. Tocmai a doua zi a mers la spital unde era internat micuțul. Eu ieri dimineață când am revenit la spital, copilul era deja aproximativ mort, numai cât inimioara îi se dezbate prin aparat. Ni s-a spus că i s-a găsit apă la creier.
Medicii de la Institutul Mamei și Copilului nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne spune care este cauza decesului. Femeia mai are 2 copii de 5 și 3 ani. Potrivit vecinilor, aceasta lăsa copiii singuri acasă. Copilul de 4 luni îl las cu copil de 4 ani. Îl pun într-o sumcă, îl spântre într-o sumcă. Se rămâșe de lăhuță, atât de doar. De cealaltă parte, femeia neagă acuzațiile și susține că avea grijă de copiii săi. Primarul din sat ne-a spus că nu știe prea multe despre această familie și că va veni mâine cu o reacție după ce se va informa. Oamenii din localitate susțin că la ei nu este un asistent social. Cei care l-au știut pe Viorel Mardare și i-au cunoscut creația au mers astăzi să-și ia rămas bun de la el. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla. Colega noastră, Daniela Focșa, se află acolo și ne spune mai multe. Daniela, bună seara! Bună seara, Patricia, bună seara, doamnelor și domnilor. Sicriul cu corpul neînsuflețit a fost adus aici la ora 17:30. În aceste momente, oamenii care l-au cunoscut, care au colaborat cu el, prieteni, dar și apropiați, au venit aici pentru a-și lua rămas bun. Aceștia discută cu drag despre momentele care le-au trăit împreună și spun că Viorel Mărtare a fost un om cu un suflet mare, optimist, înțelept, iar fiecare critică care venea din partea lui atunci când se întâmpla era făcută cu mare grijă. El și-a păstrat optimismul până în ultimul moment și chiar uneori mai făcea glume chiar despre moarte. Spun cei care l-au cunoscut. O mulțime de mesaje vin și pe Facebook. Oamenii regretă plecarea neființa talentatului regizor și îi mulțumesc pentru ceea ce a lăsat în urmă. Mâine cortegiul funerar va porni de aici spre cimitirul armenesc la ora 12:30, acolo unde va fi înmormântat regizorul. Ultima postare acestuia pe Facebook a fost pe data de 24 februarie, în ziua alegerilor. Acesta a scris că a votat pentru pace. Viorel Mărtare s-a stins din viață în dimineața zilei de ieri la Institutul Oncologic, după ce mai multe luni a luptat cu cancerul. El este autorul mai multor producții, dar și spoturi care s-au bucurat de mare succes. Atât de aici. La revedere! Daniela, îți mulțumesc. După proclamarea independenței, Chișinăul s-a mai modernizat, iar orașul are o arhitectură deosebită. Sunt impresiile unor turiști români care au venit într-o excursie la noi. S-au mai modernizat multe clădiri, văd că au mai apărut și altele, cum e Clopotnița aici, care nu era, nu? Și după aia statuia din partea asta. Iar alții au venit special ca să cumpere dulciuri moldovenești. Cum a fost escapada de o zi la Chișinău pentru turiștii de peste Prut, vedeți la știri. Un avion cu 157 de persoane la bord s-a prăbușit în Etiopia. Autoritățile au spus că nu există niciun supraviețuitor. Înainte de tragedie, pilotul a anunțat turnul de control că are probleme și că vrea să se întoarcă la aeroport. Aceste poze surprind rămășițile epavei. Sunt primele făcute de la locul tragediei. În avion s-ar fi aflat cetățeni din 33 de țări. Aceștia se îndreptau spre Kenya. Este vorba despre italieni, ruși, chinezi sau canadieni. Cei mai mulți dintre călători erau din Kenya. We don't have information about the gender of those passengers. But upon getting that information, which as you know, the primary source of that information will be Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines and of course the Ethiopian government do have the primary responsibility. Avionul cu 157 de persoane la bord a dispărut de pe radare la doar 6 minute de la decolare. Zborul ar fi trebuit să dureze puțin peste 2 ore. Presa străină menționează că această companie Avia avea o reputație foarte bună. Este al doilea avion de acest tip care se prăbușește în numai jumătate de an. Din ce cauză s-a produs tragedia deocamdată nu este clar. Presupusul organizator al unor scheme de spălare de bani prin Republica Moldova, Leonid Kats, a fost reținut repetat de autoritățile din Rusia după ce acum 2 ani a reușit să scape din arest. Acesta ar putea fi extradat la noi în țară, scrie Wall Street. Până se ia o decizie în acest sens, Kats rămâne în arest la domiciliu. Anterior, el se apăra susținând că ar fi jertfa unor afaceriști influenți din Moldova.
Potrivit portalului Mall Street, Katz a fost reținut la începutul lui ianuarie pe un aeroport din Rusia când trecea controlul pentru îmbarcarea în avionul spre Tel Aviv, el fiind cetățean al Israelului. Motivul arestării a fost faptul că afaceristul este dat în căutare de autoritățile din Moldova pentru infracțiunea de spălare de bani. Inițial, Leonid Katz s-a ales cu 40 de zile de arest pentru ca ulterior să fie extradat, dar cum era grav bolnav, instanța a decis ca el să rămână în arest la domiciliu. Cât ține de aducerea lui la noi în țară, o decizie va fi luată de Procuratura Generală din Rusia. Până atunci, termenul de aflare sub arest s-a extins până în mai 2019. În aprilie 2017, Katz a fost reținut la Moscova la cererea autorităților de la Chișinău. Peste două luni a reușit să scape de arest și a plecat în Israel. Doi ani mai devreme, în noiembrie 2015, CNA a inițiat o anchetă și instanțele au emis un mandat de arestare pe numele lui, acuzându-l că ar fi organizat o grupare transnațională specializată în spălare de bani. Oamenii legii au apelat atunci și la Interpol, dar instituția a refuzat să-l includă în listele criminalilor dați în căutare internațională pentru că urmărirea omului de afaceri ar fi motivată politic. De altfel, Katz a negat toate acuzațiile, menționând că mandatul de arest emis pe numele său se bazează pe mărturiile unei persoane care a lucrat pentru Veceslav Platon și aceasta deja și-ar fi schimbat de pozițiile de câteva ori, notează Wall Street. Igor Dodon va convoca prima ședință a noului parlament în următoarele două săptămâni. Până atunci, îndeamnă partidele care au acces în plen să ia o decizie pentru a forma o nouă guvernare. În mesajul postat pe Facebook, imediat după validarea scrutinului de Curtea Constituțională, președintele nu exclude și varianta unor parlamentare anticipate. Acesta zice că va purta discuții cu toate formațiunile pentru a găsi soluții. În legislativ au intrat patru partide, PSRM, PD, Blocul Acum și Partidul Șor. Bisericile din capital au fost astăzi pline de credincioși. Mâine începe postul Paștelui, așa că oamenii au asistat la slujbe și și-au cerut iertare unii de la alții. Enoriașii spun că timp de 5 săptămâni vor exclude din meniu mezelurile și lactatele. Preoții ne îndeamnă însă să ne abținem mai mult de la păcate decât de la bucate. Sute de oameni au venit astăzi la slujba de la Catedrala Metropolitană pentru a-și cere iertare de la cei dragi și a intra în postul Paștelui cu inima împăcată, spun ei. De iertare sau urmează? Urmează, spre seară. De la cine? De la toți, de la părinți, bunei, de la toți. Miros urât, multă lume, îmbulțeală. Mă seara aici se face business, se vinde peste tot, tot felul de lucrușoare de astea, brățări, bijuterii. Nu am înțeles nimic din ceea ce am văzut aici. La alte biserici mai mici, când te duci, te regăsești. Aici când vii, cred că te murtărești. Tipicul slujbei e diferit ca la noi. Cred că e pe tipologia ucrainiană sau rusească un pic. Aceștia susțin că vor ține post cu toată familia, așa că vor schimba meniul devenind vegetarieni pentru 40 de zile. Aboboase, trecem la terciuri. Asta e ciuperci, asta se mănâncă. Să trebuie un pic de inspirație și vreau să zic că mâncărurile de post sunt foarte gustoase și aștept cu postul cu nerăbdare. Obișnuiți să țineți acest post cu întreaga familie? Da. Cel mai important însă nu este să te abții de la bucată, ci de la păcate, spune Noreașii. Dacă îți vrei să curățească, asta nu numai mâncare, tăcere, toate mișcările, toate gândurile, toate să curățească. Și țin cont oamenii de aceasta, nu se ceartă? Nu oamenii cont, eu țin cont de aceasta și mă rog la Dumnezeu să-mi dai puteri, spus, mă rog. Și reținerea de la, și de la mâncare și de la fapte... care... Iartă de la ură, de la minciună și le reușește oamenilor, credeți? Nu pot spun pentru... Dumneavoastră vă reușește? Pentru... Oamenii continuă să trăiască așa cum îi vedem aici și în afară sau aici este diferit, iar în viața de zi cu zi e altceva? Nu pot să vă răspund la acest... Multă lume a fost și la Sfânta Teodora de la Sihla. Parohul bisericii spune că, de fapt, oamenii nu prea înțeleg sensul postului. Este important ca schimbarea să fie radicală în faptele și în trăirea noastră, în concepția noastră, în gândirea noastră, în gesturile, în fapt, în tot prin ce noi ne manifestăm. Ție spun că țin post, se abțin de la anumite bucate, dar în prima zi a învierii chiar îi vedem deja bieți, cinstind. Da, în prima zi poate să cinstească și de ce nu? E o sărbătoare. De mâine începe postul Paștelui, care este cel mai mare, dar și cel mai strict din cele patru de peste an. Creștinii vor exclude din alimentație ouăle, carnea și lactatele. În acest an, Paștele va fi sărbătorit pe 28 aprilie. Catolicii vor marca învierea Domnului cu o săptămână mai devreme, pe 21
aprilie. Tot astăzi, în grădina publică Ștefan cel Mare a fost sărbătorită maslinița. Gospodinele au întins pe mese tot felul de bucate, mai cu seamă clătitele. Din la prima necesitate, adică după asta am asortat cu plăcinte, care la fel sunt foarte gustoase și sunt diferite. Avem cu vișină, cu brânză, cu cartof, cu varză. O păpușă care purta o rochie confecționată din peste 100 de clătite a fost scoasă la licitație cu 500 de lei. Am scos-o așa la licitație, ca să spunem. Am muncit la ea, pot să spun, o noapte, făcând clătitele și gândindu-ne. Și dacă s-ar primi, eu știu... E comestibilă? Sigur, sunt clătite. Vizitatorii s-au distrat, au ascultat melodii tradiționale rusești și au gustat din bucatele scoase la vânzare. Паблин – это символ солнца, он желтый. Это символ нашего солнца, а во что он завернут, это каждой хозяйки на ее выдумку, на ее предпочтение. Potrivit mitologiei slave, maslinița marchează sfârșitul iernei, iar sărbătoarea anunță intrarea în postul Paștelui. Un video apărut astăzi pe Facebook dezvăluie o secvență în care ar fi avut loc în ziua alegerilor și care surprinde momentul în care oamenii sunt transportați organizat la vot și îndemnați să pună ștampila în favoarea unui concurent electoral. În imagine apar localnici din regiunea transnistreană, susține autorul filmulețului. Acest bărbat le spune oamenilor să voteze pentru candidatul independent Viorel Melnic, cel care a și câștigat în circumscripția numărul 48 din regiunea transnistreană, cu o cotă de 64%. Și dacă îndemnul ar putea fi încadrat în limitele legii, deoarece la aceste parlamentare agitația electorală nu a fost interzisă în ziua scrutinului, transportul organizat i-a alertat pe internauți. Приезжаем туда на место, нас встречают, провожают, показывают, где голосуем и возвращаемся обратно на место к автобусу и ждем возле автобуса. Собираемся все. Localnicii care apar în imagine ar fi din regiunea transnistreană, menționează autorul postării. Nu am reușit să luăm legătura cu el. Anterior și Promolex vorbea despre încălcările de la aceste parlamentare, inclusiv despre transportul organizat pentru alegători. Ieri, Curtea Constituțională a respins cererea blocului acum de a invalida scrutinul în circumscripția unde a câștigat inclusiv candidatul menționat în video. Nici de la Viorel Melnic nu am obținut o reacție deocamdată. Acesta a deținut anterior funcția de șef al serviciului VAMA. Numele lui a apărut și în raportul Kroll, el fiind vizat drept posibil complice la jaful secolului, scrie anticorupție.md. Atunci, el declara pentru Rise Moldova că a plecat din instituție înainte de scandalul furtului miliardului. Peste 200 de tineri și-au petrecut duminica în parcul de la Râșcani. Nu au încins grătare, ci au strâns gunoiul din urma celor care îl aruncă indiferenți. În câteva ore au adunat 10 de saci plini cu deșeuri. De pe malul lacului din parc au scos până și saltele sau țevi. Parcul din sectorul Râșcan a fost luat cu asalt de o mulțime de tineri care au ieșit să curețe zona în urma celor care au aruncat nepăsător peste tot gunoiul. Sacii se umpleau la fugă. На самом деле парк аж достаточно чистым, но у воды очень много пластика, очень много мусора. Где пластик, где стекло. Ургаметика тритоть. Dacă lumea ar fi mai conștientă și nu ar face mizerie în jur, noi am petrece mai mult timp liber alături de familiile noastre, dar nu am face ordine prin parcuri, că ce este curat. După ce au scotocit printre copaci, tinerii s-au apucat să curățe malul lacului. De acolo au scos chiar și saltele, țevi și scânduri. Era o uimire foarte mare de partea mea, pentru că credeam că, ok, sticlele, farfuriile, ceva normal, dar un pat chiar în parc, aici la lac, interesant să facă pe patul acela. În apă! Ce ați mai găsit prin apă? Sticle, folii, orice. Plus minus vreo 3 tone, că urmează să strângem. Voluntarii au instalat și câteva indicatoare în speranța că măcar așa oamenii vor fi mai atenți și nu vor mai arunca gunoiul pe unde le poftește. Prin acest indicator putem să apăsăm pe punctul moale a fiecărui. Credeți că va fi respectate? Totuși sperăm că oamenii noștri cunosc limba rusă sau limba română, cunosc, știu cum să citesc și să înțeleg că dacă împreună toți respectăm regulile, să trăim într-un oraș curat. Ce crezi că aruncă oamenii așa prin pădure gunoi? Sunt needucați și... Ce vrea să le spui celor care te vor privi?
să fie bine educați și să zbele unde trebuie. Curățenia în parc s-a făcut la inițiativa ONG-ului Orașul Fără Maxi Taxi, dar și a fostului candidat pe circumscripția sectorului Râșcani, Dumitru Cebotărescu, care spunea că va cere legalizarea cannabisului. Prin acțiunea de astăzi, voluntarii au vrut să dea un exemplu celorlalți orășeni, dar și să atragă atenția autorităților asupra acestei probleme. Scopul de a populariza un nou modalitate de a face curat în oraș. Primării de la spații vieți poate nu au așa multe resurse care sunt îndreptate la aceasta și mai este un moment foarte important, mentalitatea poporului moldav. După ce au colectat mai mulți saci cu gunoi, voluntarii s-au înfruptat din frigărui pentru a-și restabili puterele. Săptămâna trecută primăria a început curățenia de primăvară, care va dura până la sfârșitul lui aprilie. La 2 luni de când a intrat în vigoare legea privind vânzarea pungilor din plastic, așa și nu funcționează. În piețe și în magazine, sacoșele sunt vândute în continuare. Au apărut și pungi din hârtie, însă deoarece sunt scumpe, acestea rămân pe rafturi. Autoritățile strâng din umeri și nu pot spune exact cine și cum trebuie să aibă grijă ca legea să fie aplicată. După o ieșire la cumpărături, îți dai seama că legea care interzice pungile din plastic a rămas lege doar pe hârtie. Am intrat într-un supermarket din capitală ca să vedem cum stau lucrurile. De diferite mărimi, mici și mari, pungile sunt împărțite clienților ca și cum nu ar exista nicio interdicție în acest sens. După ce am întrebat dacă clienții au o alternativă pentru pungile din plastic, la tășghele au apărut și sacoșe din hârtie. Nu, ele sunt permanent la casă, pur și simplu s-au terminat, adică nu am reușit să adăugăm. În general, ele permanent le avem la casă fără nicio problemă. Cert este că puțin cumpărători aleg sacoșele din hârtie, iar de vin ar fi și prețul, spun oamenii. În acest supermarket, de exemplu, o pungă mare din plastic costă 60 de bani, una mică de hârtie costă de 8 ori mai mult, 5 lei, iar cea mare, 10. Ei mi-a propus pungă, dar nu mi-a propus de care, dar eu am zis că eu am punga mea. Timp de jumătate de oră din cei 10 de clienți care au trecut pe la casă, doar 2 persoane au refuzat sacoșele din plastic. Această femeie a venit de acasă cu o pungă ecologică. Столько хлама сейчас по всем дворам, паркам, грустно становится после зимы, поэтому стараемся, во всяком случае, будем показывать молодежи пример. Iar un tânăr a cumpărat o sacoșă din hârtie. Suntem în perioada asta de tranziție, să evităm pungile de plastic, fiindcă sunt dăunătoare, dar punga de hârtie, punga ecologică, care poate fi reciclată în orice moment. E mai scumpă cu mult, calculăm în procente destul de mult. Da, o să fie o piedică, dar iarăși o să fie o perioadă de tranziție până se adaptează lumea. Același peisaj îl găsim și în piețe. Unii comercianți s-au ascuns când au văzut camera de filmat, iar alții au refuzat să vorbească. Sunt interzise pentru vânzare sacoșele? De ce nu vreți să ne spuneți? Această femeie susține că vânzătorii au rămas cu numeroase semne de întrebare privind noua lege și că nimeni nu le-a explicat până acum care pungi sunt interzise pentru comerț și care nu. Это должно быть на уровне правительства. Во-первых, нельзя продавать только вот такие пунки. Вот у меня остатки 100 штук осталось. Вот такие нельзя. Все остальные еще можно. Нельзя ли это продавать, мы не поняли. Нельзя ли мешки продавать, мы не поняли. Мы ничего не поняли. Мы все непонятно. Много вопросов, даже очень много вопросов компетентным службам. Пусть они нам объяснят, что нам можно делать, что нельзя, чтобы мы не нарушали закон молдавского государства. Legea spune că pungile cu grosimea peretelui egal sau mai mare de 50 de microni sunt interzise. Autorul regulamentului, liberalul Valerian Bejan, susține că doar sacoșele mici oferite de obicei gratuit în magazine sunt mai subțiri de 50 de microni. Celelalte nu pot fi comercializate, cum ar fi, spre exemplu, punga neagră cu calendar, care este mai groasă de 100 de microni. Ceea ce ține pungile de amidon, deci, cum am zis, în Uniunea Europeană ele deja se utilizează de mai mulți ani, sunt foarte practice, în sol degradează în timp de 7, maximum 10 zile. Adică sunt niște pungi ecologice care ar fi foarte benefici ca să fie implementate și la noi. Care este autoritatea responsabilă de punerea în aplicare a legii deocamdată nu este clar. Cei de la Ministerul Mediului spun că nu pot face inspecții și îndeamnă consumatorii să întrebe comercianții care este grosimea sacoșelor înainte de a le procura. Împreună cu Ministerul Economiei
economiei și infrastructurii și contribuit la introducerea în legea deșeurilor a taxării pungilor are un efect bun, deoarece atunci când procuri o pungă, îți pui întrebarea, este necesar să mai plătesc încă o pungă de plastic sau pot să vin punga mea din alt articol care este de durată mai lungă. Iar responsabilii de la Agenția pentru Protecția Consumatorului nu au fost de găsit pentru a ne spune dacă instituția poate face verificări. Mai mult, dacă inițial în proiect era prevăzut ca agenții economici să fie amendați în cazul în care vor fi priși pe picior greșit, în lectura a doua acest capitol a dispărut, susține Valerian Bejan. Când a venit timpul implementării acestei legi, deci s-a depistat că au dispărut sancțiunile. Cum au dispărut sancțiunile? Unele nu am făcut investigații să vedem unde a fost acel moment, dar bănuiesc că cineva a avut interes pentru ca aceste sancțiuni să dispară, ca legea practic să devie impracticabilă. În afară de imaginea jalnică a străzilor pline de gunoi, are de suferit și mediul înconjurător. Conform ultimelor rapoarte făcute de experți europeni, în ultimii 50 de ani utilizarea plasticului în UE a crescut de 20 de ori, iar potrivit statisticilor din Moldova, un cetățean din țara noastră poate folosi anual în jur de 140 de pungi din plastic. O sacoșă de acest fel se dezintegrează în 10 de ani, iar unii specialiști susțin că acestea nu se descompun niciodată în totalitate, ci doar în bucăți foarte mici. Chișinăul are o arhitectură frumoasă, iar de când s-a proclamat independența, orașul s-a mai modernizat. O spun câțiva turiști români veniți în excursie în capitală. Mulți dintre ei au văzut Chișinăul pentru prima dată, iar catedrala și clădirea primăriei i-a impresionat cel mai mult. Alții însă susțin că au fost ademeniți de dulciurile moldovenești. Unul dintre popasuri a fost la catedrala din centrul capitalei. Arhitectura construcției, dar și icoanele din interior i-au uimit pe vizitatori. Tocmai asta spunea, când n-am mai văzut așa. Am fost și în Ierusalim, dar nu știu, zic că n-am mai văzut ca asta, foarte frumos. Am rămas impresionat. O frumusețe care nu se poate descrie. Sau cu Maica Domnului, a făcut și poză. Iar acest bărbat spune că nu a mai fost la Chișinău de la proclamarea independenței. S-au mai modernizat multe clădiri, văd că au mai apărut și altele, cum e Clopotnița aici, care nu era. Nu? Și după aia statuia din partea asta. Acești doi soți au venit pentru prima dată la Chișinău. Au luat-o cu ei și pe fiica lor, care este în clasa 5-a și care a auzit de capitala Moldovei doar la școală. Din respect trebuie să facem, să știm, să cunoaștem și acest oraș care a fost al României cândva. Pur și simplu și să-i oferim și fetei o experiență. Este elev în clasa 5-a și, mă rog, aude de Chișinău și vreau să trăiască pe voi experiența, nu din cărți. O altă clădire despre care au vrut să afle mai multe a fost cea a primăriei. Deci, în partea stânga mea, vedeți sediul primăriei. Da, aici este astăzi Consiliul Municipal Chișinău, adică primăria. Această clădire, dragii mei, a fost construită în anul 1901-1903. Unii dintre turiști au venit să cumpere dulciuri moldovenești. Mi se par dulciurile foarte bune. Sunt mult mai bune decât cele din România. La noi, în România, sunt mai scumpe. Ghidul ne-a spus că pentru o excursie de o zi, turiștii trebuie să scoată din buzunar 40 de euro. Am început turul la 8 dimineață cu vizita mănăstirii Priana, după care am ajuns în orașul Chișinău, unde am vizitat, am făcut un tur pietonal al centrului orașului, unde am vizitat clădirile cele mai importante. Ultima destinație sunt beciurile de la Cricova. Acolo turiștii vor putea degusta vinul moldovenesc. La cei 60 de ani nu are niciun rid sau fir cărunt și este considerată în continuare o celebritate. Vorbim despre păpușa Barbie, care a fost creată acum 6 decenii. În câteva minute, la știri, aflați povestea păpușii preferată de copiii din întreaga lume. O călătorie cu avionul de la Istanbul spre New York s-a transformat într-un coșmar peste cei peste 320 de pasageri. Aeronava a trecut printr-o zonă cu turbulențe, iar în urma mișcărilor bruște, 30 de persoane au avut de suferit. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Para
După ce avionul a aterizat, răniții care s-au ales cu vânătăi și tăieturi au fost transportați la spital. O însoțitoare de zbor a suferit o fractură la picior. Boeing-ul avea 326 de pasageri și 21 de membri ai echipajului. Nord-coreenii au mers astăzi la urne pentru a alege un nou parlament, procesul fiind o formalitate, deoarece toți candidații de pe liste sunt din partea Partidului Muncitorilor condus de Kim Jong-un. Fiecare votant a primit un buletin de vot cu un singur nume pe el. Nu este nimic de completat, nici casete pentru a bifa. Hârtia trebuie doar introdusă în urnă. La ieșire, alegătorii trebuie să se alăture manifestațiilor de bucurie. În Coreea de Nord există surprinzător trei partide politice. În practică, nu există nicio diferență între ele. O capră a devenit primar într-un orășel din statul american Vermont. Rumegătoarea Lincoln și-a câștigat mandatul de un an la o diferență de 3 voturi de cățelul Sammy. Deocamdată, proaspătul edil nu a putut fi contactat pentru detalii. Orășelul Fairhaven nu are un primar uman, dar există un administrator public al orașului și un consiliu local. De ceva vreme însă e organizat un scrutin special și simbolic. Acțiunea este de fapt o lecție civică pentru micuți care sunt invitați să se implice în treburile comunei. Kids got to vote. So when they went to the polling place with their parents, they were able to participate. It was a nice opportunity, you know, you got his I voted sticker. Nimeni nu-i va cere caprei primar să conducă ședințe sau să semneze hotărâri de consiliu local, dar Lincoln urmează să participe la o serie de evenimente publice. În orășelul unde a avut loc scrutinul neobișnuit, locuiesc 2500 de persoane. La 60 de ani bătuți pe muchie, nu are niciun rid și niciun fir de păr alb, așadar are motive să fie invidiată. Este vorba despre păpușa Barbie, care împlinește o vârstă remarcabilă în industria jucăriilor. Confecționată după prototipul unei manechine, înaltă, subțire și cu părul blond, astăzi figurina este disponibilă și într-o siluetă mai corpolentă sau așezată pe un scaun cu rotile. Barbie dressed for swim and fun is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Barbie își face apariția pentru prima oară în 1959 la un târg de jucării de la New York. Manechina purta un costum de baie în dungi. Denumirea Barbie se trage de la prenumele Barbara purtat de fiica creatoarei. Barbie a știut să fie în pas cu tendințele și a purtat măștile a peste 180 de profesii în cele 6 decenii de la apariția sa. Ken was Barbie's brother, but because they wanted to bring Ken into the production, so then he became her boyfriend. În 1968 apărea prima Barbie de culoare pe nume Christy. Astăzi păpușile sunt disponibile în 3 tipuri de siluete și 7 nuanțe diferite de piele. It takes a lot of practice. It has to be precise. În 2017, creatoarea Barbie a lansat pentru prima dată păpușa care purta hijab, valul islamic. Jucăria a fost creată după aspectul unei scrimeri americane care participase pentru prima oară la Jocurile Olimpice purtând acest voal. It's very moving to me and I feel like it's very revolutionary and I'm happy for our youth to have, you know, to have a doll that wears hijab. I think that it's an amazing moment for all of us. În februarie 2019, compania a lansat o linie de Barbie care include și o păpușă care stă pe un scaun cu rotile. Iar în această lună, de Ziua Internațională a Femeii, manechinele pot fi disponibile și în înfățișarea unor femei care lucrează la NASA și care au obținut premii răsunătoare în domenii precum sport, aviație și jurnalism. Milsame Orhei a cucerit Supercupa Moldovei la fotbal. Astăzi, orheienii s-au impus în fața lui Șerif în urma loviturilor de departajare. Golul victoriei a fost marcat de către portarul Radu Mâțu.
Niciuna din echipe nu a reușit să marcheze în timpul regulamentar, dar și în cel adițional. Astfel s-a recurs la seria loviturilor de departajare, unde Milsami s-a impus cu 4-3. Supercupa Moldovei s-a desfășurat după o pauză de 4 ani. La fel ca și în acest an, tot Șerif și Milsami au luptat pentru trofeu. Atunci, tiraspolenii au avut câștig de cauză. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Cod Roșu la Casa Albă. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210-130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram, la numărul 079-400-508. Să aveți o seară frumoasă!